Da, am fost. Băi, nu știu ce vrea procurorul ăsta Popescu, dar nu e ok cum zice. Păi, nu e ok. Dosarul Ciucur nu e abuz în serviciu, e hărțuire sexuală, clar, și autoapărare. Ei, na, păi cum, reclamanta scrie clar, alb pe negru, că primarul ăsta Ciucur a pretins un raport sexual spontan, acolo pe birou, ei a dat cu scrumiera în cap și... Păi omul e violator. Intră la 218 din nou cod. Nu-l mai scapă nicio carte. 7 ani cu executare. Na, se înfunde pușcăria dacă e prost. Hai că asta vorbim noi la secție. Bine. Pa. Între un abuz în serviciu și un viol, crezi că putem să vorbim și noi? Da, normal. Stresat rău cu dosarul ăsta. Păi, idiotul, a violat o femeie de servicii. Puțin îmi pasă mie de violurile tale. Nu violurile mele. Bine, zi cum facem cu Sofia. Cum îți împarți timpul să petreci mai mult timp cu ea? Horatiu, serios, deci nici nu o să te mai recunoască. Ce să fac, iubita mea, dacă am un serviciu din ăsta complicat? Să fii polițist vine cu responsabilitate dublă. O dată față de instituție și, doi, mult mai important, față de cetățenii țării. Și cu responsabilitatea față de familia lui, cum rămâne? Polițistul nu are nicio responsabilitate, nu? Scuze o secundă. Da. Da, eu sunt. Am-o fără mine, nu vă descurcați deloc. Sună-l pe Robert. Da, i-am dat lui dosarul cu tot ce are. Da, are acolo tot ce trebuie. 18 zile de spitalizare. Nu, parcă da. Hai că vorbim la secție. Pa. Ce face Irina? Așa mă răzbun eu pe tine. Băi, Horatiu, ție chiar nu-ți pasă de copilul nostru? Ba da. Ba nu. Niciodată nu ești pe aici să vorbim despre lucrurile casei. Ba ești plecat în misiune, ba ești obosit, ba te sună de la birou, ba ești constipat și stai cu orele închis în baie. Ce să fac, iubita mea, dacă mănânc și eu? Ce apuc? Pe unde apuc? Na, mă constip. Și dacă-s constipat, unde în altă parte să fiu decât la baie? Sau vrei să fac prin casă, așa, sau prin dormitor, prin bucătărie? Faci mișto de mine, nu? Hai, dă-mi-l, că e șeful, trebuie să răspund. Vorbesc serios, e șeful. Răspunde! Ce dracu? Nu, te l-ai spart. Și la ce articol se încadrează asta? Violență în familie? La distrugere de bunuri. De la 3 luni la 2 ani sau amendă. Nu mă interesează. Vezi că te pot încadra și la insultare de organ. Ce mai e? Nu pot să te duc acum la doctor, sunt în misiune. Da, sigur, da, sunt agentul 007. Bate-ți joc de mine, fă cum vrei. Dacă n-aș fi eu vigilant, tu ai vinde marmeladă în piață și fiica ta ar dansa la bară. Doamne Dumnezeule, iartă-mă și păzește. Da, da, schimbăm toată faianța în baie pentru că e înțesată de microfon. Gata, nu mă mai contrazice, am hotărât. Ați aparatul ăsta, mi-a luat tot creditul. Mai dă o boabă, mă, nu mai râde. Vezi că e ultima. Dă o boabă, lasă-mă. Ia asta, mă! Bine, Doamne, cu pața tălpile tale, băi! Mi-a dat aici 3 prune! Ia, ia, regele, la păcănele, băi! Ăsta e regele păcănelelor, mă? Lasă-l, mă, că e Clay. Nu vezi că joacă banii lui pisul de alocație. Bine că noi jucăm banii lui tăticu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, Irene. Ce problemă ai la magazin? Aha. Plăcinte și brânzoace. Da, mă, nicio problemă, îți dai seama.
Hai, te pup, pa, pa. Asta vrea să-i facem noi livrarea, că li s-a stricat duba lor. Bă, de fapt, noi avem o altă problemă de care eu nu ți-am zis că am vrut să te menajez. Aia cu Rosariu? Ea sunt Pepsi, pe lângă ce problemă avem, de fapt. Asta, mă! Către Cireșe! 12 lei, Doamne, cum îmi dai tu noroc mie astăzi! Mulțumesc eu ție, Doamne! Bravo, băi! Bă, pleacă de aici. De ce? Pleacă de aici. Am câștigat și eu, am noroc. Pleacă de aici. Du-te. Pleacă de aici. Ascultă de bunăvoie, du-te. Du-te, mă. E de aici. E plină țara asta de paraziți care trăiesc pe spinarea noastră. Statul român, în loc să construiască autostrăzi, le plătește lor șomaj și ajutoare sociale. Ce vrei, mă, să le facă? Să iardă? Este în piață la 1 mai, vinde un dealer basarabean țigări și nu e din cooperativă. Dacă nu facem curățenie, am belit. Unul singur? Deocamdată da, o babă. Dar știi cine împinge puternic la ea? Cine? Clanul lui Volga. Bă, ești nebun? Boxorul din Chișină. Bă, cu ăsta nu-i de glumit. Aia zic și eu. Hai repede să ne ocupăm de merdenele să nu se răcească și după aia să-i băgăm țigările alea pe gât lui babă. Hai să mergem. Asta, bă! Hai, ia lăsă, bă! Ce bine că ești acasă. Nu mai pot. Sunt un pachet de nervi. Dar ce-ai pățit, mama? Stau ca proasta și aștept în stația autobuzele. Pentru că taică tu e obosit, el este în misiune. Nu-și mută fundul să mă ducă cu mașina până la doctor. Doamne, ce mă mai doare genunchiul ăsta. Dar te-ai dat și tu cu crema aia? Dar cu ce nu m-am dat degeaba? Ăștia nu vor decât să-ți umfle banii, atâta tot. Da, mama, și când o să o bași pe aia cu tata care ți-a stricat ție sănătatea? Te rog să nu mă ironizezi. Da? Mi-a distrus-o. Așa cum taică-su i-a distrus-o lui bunică ta. Bunicul Gică? Bunicul Gică. Nu ți-am spus cum a murit? Să mă prefac că nu știu. A fost un securist toată viața lui. Un securist nenorocit. Bine că nu l-ai cunoscut. A murit uitându-se pe găura cheii. Făcea rapoarte în fiecare seară despre unul care nu știu ce făcea noaptea. Asta era misiunea lui. L-a tras curentul. I s-au umflat pupilele, s-a extins la ureche, pormă la cap, după care a murit. De la curent? Nu, mama, a murit la revoluție, la un pușcat, Dumnezeu să-l odihnească. Un securist nenorocit. Da, mama, știu. Îmi pare rău că bunicul a fost un securist. Știam, mi-ai mai spus povestea de 100 de ori. Dar acum hai că mă duc să învăț și vezi că diseară o să întârzi, că mă duc la Iulia să învățăm pentru BAC. Sigur, te duci la Iulia? Nu. Am mințit. Să-l trimis pe tata în misiune să mă urmărească și să vadă cu ochii lui în ce bordel o să-mi petrec eu seara. Ia. Băi, dar vă chiar n-aveți limită? Chiar mă credeți atât de tâmpită? Ia. Unde te duci? Mia! Horațiu, mă. L-ai pleznit pe Horațiu. Ce șanse erau să se întâmple fix asta una la un milion? Ai sfeclit-o? Am sfeclit-o, mă, eu stăteam singur în gangul ăsta și am dat singur în capul lui. Am sfeclit-o împreună, că suntem parteneri. Totuțul să fie clar, dacă e să se întâmple ceva, tu ai dat. Nu zi așa! Vezi dacă respiră. Omule, respiră. Omule. Ce, Doamne, ajută, mă, că ne-a văzut cum ieșim noi din asta. Pușcăria ne mănâncă. Am lovit un polițist în timpul serviciului. Ia stai așa, mă! N-am lovit un polițist, am lovit un cumnat, că e cumnatul nostru. Mă, ești prost! Dacă cumnatul e polițist, înseamnă că e... Cumnat! Polițist!
Ai îmbulinat-o? Am îmbulinat-o? M-am îmbulinat-o împreună, mă! Se mișcă. Bă, ăsta mișcă, hai să mergem. Hai! Bă, cum să mergem, măi, cu natul nostru? Suntem unde-i Gabor, mă! E soțul lui soră mea, mă! Băi, ne-a văzut! Suntem și noi niște creștini, suntem și noi niște oameni, nu? Creștinule, vezi că mișcă, hai să mergem, sună la 112. Alo? Un bărbat a căzut într-un gang! I-am trimis vorbă și lui Mircea la facultate să facem pace, Sandule. Sunt vremuri grele, gaborii s-au pus pe noi. N-a mers nici aia cu grațierea, frații noștri înfundă pârnaia. Suntem din ce în ce mai puțini. Așa-i. S-au schimbat lucrurile, dar nu bine. Nu am cu cine lucra, Sandule, mă crezi? Nu mai e mână de lucru calificată în domeniul nostru. Păi nu găsesc un meseriaș care să știe să folosească o gură de lup, un șperac, o rangă. O sârmă? O sârmă. Da, nu mai amatori. E jale. Vreau să mă ajuți. Ai nevoie de un doctor? Îi știu pe toți. Da, nu de doctor am nevoie. Eu ți-aș spune, dar tu ești ăla cu ginere polițist. Pot să am eu încredere în tine? Dacă îmi faci o cheie. Cine, eu? Dai, mă. Niciodată. Păi mai bine mor decât să trădez. Vom fi noi în bărți diferite, dar suntem camarați de viață. Păi cu tine și cu mine ce am spart aprozare, grădinițe, fizerii, alimentarea aia de la gara Vasarava, știi? Cum să uiți așa ceva? M-au trimis 3 luni în insula Marea Brăile. În insule? La Trestie. Dormeam în colibe, ne mușcau șobolanii de... Ce vorbești? Am îmbătrânit și noi, dar nu ne lăsăm. Uite ce voiam să spun. Vreau să-ți fac o propunere. Spune, bebe. Corpul meu nu mă urechi. Deci am nevoie de tine ca de aer, Sandule. Sunt înconjurat numai de afoni analfabeți care nu știu diferența între o trompetă și un morcov. Am nevoie de meseriași. Ai dreptate, Pepe. Dar eu am ieșit din sistem. Mai ales de când a pățit Mircea ce a pățit. Sandule, din meseria noastră nu se iese decât într-un singur mod. Cu picioarele înainte, cu bată în nas și pantofi de lac, înțelegi? Pe cuvântul meu că vreau să te ajut, Pepe, dar nu mai pot. Hai să ți-o spun pe aia dreaptă, că nu degeaba te-am chemat. Ce mai face generica? De ce? Ai noștri au nevoie de niște informații din interior, de la poliție. Știi ce? Nu-mi bagi mie familia în cloaca asta. Eu m-am obișnuit. Ei n-au nicio vină. Ai înțeles? În cazul ăsta, dacă nu colaborăm, o să înfundăm facultatea împreună. Pe instituția denunțului te trag după mine. Dacă pățesc ceva. Și o să stai la tubulatură și pentru ce ai făcut și pentru ce n-ai făcut. Ai întrecut cu măsura. Nu mă sperii pe mine cu denunțări. Îți chiar nu-s Mircea. Sandu, roagă-te la Doamne, Doamne, să nu mă salte. Că eu singur nu mă duc acolo. O să te dezamăgesc. Hai să mergi singur. Opa, un pervers în chiloț ne face poze. Stai liniștit. E cuscul meu. Urmărește de ceva vreme. E obsedat de mason și conspirații. Crede că-s interlop. Au și perversii intuiția lor. Da, mama. Da, am vorbit mai devreme cu Tibi, l-a luat pe Doru și...
Merg acum cu mașina lor să distribuie plăcintele pe la toate chioșcurile. Deci s-a rezolvat. Noroc cu băieții ăștia, că altfel nu știu ce făceam. Păi îți dai seama că trebuia să le arunc și mă nebuneam de nervi. A, dar nu, brânzoacele sunt cele mai bune, că sunt cu brânzică de casă. Da. Am eu un furnizor nou, de la Bolintin. Vine fiecare zi cu scuterul și mi-aduce. Mhm. Și Sofie? A, bun, de ce ai dat? Dar, nu, dai să mănânce cum ți-am zis eu. Hai că vine cineva. Bine, mamă, hai, pa, pa. Hai, leu. Bună ziua, tanti, ia zi, cu ce te servesc? Nu știu că toate stare scumpi. Și tare supărat. Aleu. Vrei să-ți dau o plăcintă caldă și un suc? Da, aș mânca o plăcintă cu marmeladă. Nu e cu marmeladă, e cu brânză dulce, dar e foarte bună. Bă, da proste, da cât costă? Lasă, vorbim mai încolo. Poftă bună. Bă, da proste. Nu, sunt bune. Da, ai pus o leacă de rom în plămădeală. Da. Să sumte. Ia. Oare și ne mănâncă ăștia cu... Și inima ne trăjește ea. Da? Ză! Și, bre! M-a furat, bre, i-a furat toată marfa. Toată marfa i-a furat o pagubă mare, 4.000 de lei. Ce? Dar, păi, de ce nu vii, Matale, să vinzi marfa asta în piață? Să vezi și greu-i. Ce? Hai că viu, da. Viu. Turbura de cap. Să vii dânsul în piață, să vândă marfa pe care i-o dat-o, să o vând, să vadă și greu-i. Dar cine era la telefon? Ei, fine. Bun. Da. Las. Trebuie să plec acum, că mi-o zis să trec pe la el. Și trebuie să mai treci pe la o nepoată. Pe la o nepoată care... E gravidă și nu știe cu cine. Să ferească Dumnezeu și mai curiță, doamne. Da. Și nici bani de tramvai n-am. Hai, cam. Tanti, uite. Ia banii ăștia și zi, Bogdan proste. 100 de lei? Și cine știe, poate că poliția îi prinde pe derbedeia și îți recuperezi marfa. Of, așa se audă Dumnezeu și măiculița, domnule. Vă rog, domnule. Stai să-ți deschid ușa. Doamne, hai, mă. Suspectul s-a întâlnit la sala de fitness cu un tovarăș de-a lui. Au avut un comportament bizar. Violent, fără victime. Din păcate. Cercetările continuă. Terminat. Bine, dragă, tu ești o fată deșteaptă și știi foarte bine că îl iubesc pe taică cu toate defectele lui. Jur că nu l-am luat pentru bani. Mama, poți să mănânci o liniștită? Iar Facebook. Vezi că se apropie bacul. Trebuie să lași totul deoparte și să înveți. Ai făcut analiza de la frații Jderi? Arată-mi-o. Nu, măcar cât vorbești cu mine, lasă Facebook-ul ăla, că nu te învață nimic. Când mă gândesc acum la cearta ce am avut, urma să plec. Dar când să ies, în ușa ai apărut.
Ce frumos, Minulescu. Nu. Tony Poptamas. Asta e poezia adevărată, nu Minulescu. Vezi la ce e bun Facebook-ul? Acum chiar că ești obraznică. Mama, pe mine nu mă interesează frațișderi, eu dau la chimie. Alo? Alo, doamna Irina? Bună ziua, sunt doctorița Călinescu de la Spitalul de Urgență. S-a întâmplat ceva? Stați liniștită, soțul dumneavoastră a avut un accident, dar minor. Mi-e rău, ce accident? Nu vă agitați, stați liniștit pe targbă. Alo, nu vă agitați. Da, e lovit la cap, dar e conștient, puțin confuz. Îl ducem acum să-i facem urmele. Nu pot să cred așa ceva. Pot să vorbesc cu el? Nu. Mai bine veniți dumneavoastră aici. Vin cât pot de repede. Doar nu pot să cred că un cumnat poate să facă așa o prostie. Să ne fugărească pe-n tot orașul ca pe ultimii borfași. Minte de polițist, praf de cretă, ceață. Ăștia au datoria în sânge. Bă, nu pot să înțeleg cum poate să-ți placă, bă, să ai datorii. Pentru un salariu de 3-4 mii de lei să-ți o iei pe cocoașă ca ultimul fraier, mă. Așa e el, mă. Așa e el. E defect. Mi-a zis și Irina că e dus cu cap. E model nereușit. Păi în loc să o scoată, bă, și la o cafeluță, mă, să o ducă la un film, înțelegi? Bă, să o ducă la cinematograf, bă, să o vadă lumea regulamentar, că e fată frumoasă. Măcar să stea acasă cu Sofia să se joace, bă, el nu, nimic. Să toată ziua și muncește. Ia vezi ce avem acolo. Așii matătuți. La fel până jos. Uite cum au încercat moldovenii să ne lucreze la lanț. Ce lanț? Vorba vine. De unde? De popor. Lasă. Hai că mă duc să le duc în spate. Vezi cum le pui că e plin de plăcinte, așează-o pe lateral. Ține de șase partea ta. Și la fița Sofia, dacă l-am omorât pe ăla, dacă rămân sigur acum. Calm. Liniște, băi, focus, respira! Când am plecat de la fața locului, cum nățelul mișca? Da. A venit mașina de la urgență? Da, cred că da. Da, spune până. O să aibă grijă de el frumos, o să-l facă țiplă nou-nouț pentru diseară, da? Da. Așa. Da. Da, ai dreptate. Bă, dar cum ieșim noi din porcăria asta dacă ne-a văzut? Mergem la spital și vedem cum se simte, în ce stare se află și poate nu mai e nevoie să ne facem niciun fel de problemă. Stai, mă, că am glumit dorul, am zis, Doamne ferește, băi, băi, zic așa, stai. Respiră! Da, 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 dacă o să ne recunoască. După ce? După haine. Bună observație. Trebuie să rezolvăm și asta. Hai să mergem la spital. Asta e pizza adevărată, cu de toate. Zic că e shaorma, dar n-au pus ăștia sare deloc în ea, frate. Doamne, ce nebun ești. Auzi, Mia, ce vreau să te întreb? Tu ce te m-ați dus la școală? Cu oricum așa, 16 ani și arăți foarte bine. Și ce vrei să fac? Să stau aici cu tine toată ziua să mâncăm pizza? Vezi că diploma aia de bac e chiar importantă dacă vrei să faci ceva în viață. Școala e pentru proști. Care doar pierzi timpul cu ea. Bine, asta e părerea mea. Nu, no, poate e maică mea. Mm. Vai, nu pot să cred ce au făcut profei de engleză. Ia uite. Hai să văd. Frațișderi? Cine sunt ăștia, mă, frațișderi? Hai, mă, zi. Nu mai gata, te rog, hai, du-mă la școală.
O, de seară mergem la club, da? Da, mai da, diseară, diseară. Hai, du-mă la școală, că n-am chef de scandal cu maică mea. Bine. Am vorbit cu Irina și a spus că e în trafic și că vine cât poate de repede. Irina? Da. Nevastă ta. Așa o cheamă. Da? Băi, nu mai amintesc. Da, măcar ce haine purtau nenorociții aia de te-au atacat. Mai ții minte? Da, asta știu, țin minte. Ce? Avea o geacă... neagră... Nu mai țin minte, mi s-a șters tot filmul, nu mai știu. Oricum, sunt convins că o să te faci bine cu mățele, n-am niciun dubiu, ești puternic ca un taur comunal. Mulțumesc, Cornel. Tibi. Ce Tibi? Tiberiu, eu. Bun, hai că eu am plecat. Trebuie să rezolv cazul cu Ciucul. Femeia de serviciu și-a schimbat acum declarația. La dosarul cu denunțul de viol de la primărie, asta mi-aminte? Exact, ăla e. Acum zice că n-a fost viol. Era bine să fie viol, că ea oricum de 2 ani e văduvă, știi? Se poate stăpți? E o chestie de servici? Pardon. Înseamnă că am intuit-o ca să-și schimbe denunțul. Exact asta a făcut. Se complică rău lucrurile. Dar las că le rezolvăm împreună, nu? Fă-te bine. Băi, pe asta îl băgăm și pentru șpoagă și pentru... Șantaj. Așa, șantaj. Iar tipul ăsta... Ciucur, mă. Ciucure. Cel puțin 10 ani stă. Exact. Hai, fă-te bine. Fă-te bine. Și îi prinde-o pe a doi. Îți promit. Hai să-i prindem împreună. Of. Trăiască poliția română că își face datoria. Salut, Andrei! Și voi, dacă vedeți ceva, orice semnalment, e de ajutor. Îmi spuneți mie sau Horațiu? Horațiu! Bineînțeles că da, domnul comisar. Eu nu, de mic am vrut să mă fac polițist. Dar nu m-a lăsat tata, că zicea că polițiștii-s cretini. Tata, da, un bătrân vorbește aiurea. Dar știți ce polițiștii e cretini? Pentru că se trage din civili. Da, Verona, ce e? Poftim? Ce-a pățit? Dumnezeule, ai de capul lui. Fii atentă. Pregătești de 5 lei și de 10 lei pentru asistente. Ai înțeles? De câte 100 de lei pentru doctori. Te vedem acolo. Și mărunțești pentru infirmiere. Rodica. Care Rodica? Horatiu, sunt Irina, sunt soția ta. Da, mai știu că ești soția mea. Știu, ce crezi că sunt nebun? Știu, dar... Sunt distrus, măi. Am pierderi de memorie. Nu mi-amintesc numele oamenilor. Ce face Atena? Care Atena? Fetița noastră, Atena. Hei, de ce plângi, Rodica? Ce? Hei. Unde e Cristina? Unde e? Ce e? E gata, nu mai plânge, sunt aici. Ce s-a întâmplat? E grav? Da, da, l-au lovit la cap. Nu-și aduce aminte cum mă cheamă. Nenorociți boschetari să lovească omul capul la spate fără să... Așa e, animale. Sunt momente în viață când vrei să repari ce ai făcut, dar nu mai poți, că s-a întâmplat deja, e târziu. Foarte bună. Foarte bună asta. Notează, sună aici. Hai că mă duc înăuntru să văd cum se simt. Lasă-l că i-au făcut un sedativ, trebuie să doarmă. Au zis că trebuie să stea liniștit. 2 minute, nu deranjez. Cine ți-a făcut asta, fiul meu? Ce animal s-a legat?
de soțul fiicei mele, de tatăl nepoatei mele. Oare o să te mai faci vreodată om după toate astea? Dacă mori, ferească Dumnezeu. Îți comand cel mai tare cavou din Belu și promit să mă răzbun. Horatiu? Horatiu, tata, ce faci? Ești binișor? M-a scăsat. Da, sunt ok. Sunt... Atât doar că nu mai știu cum te cheamă. Hai, mă. Cum nu știi că mă cheamă Sandu? Nu. Păi, să vă că... Nici pe aia care te-au stâlcit, nu știi, nu? I-am văzut așa că îi fugăream, știi? Și erau doi. Unul mi-a dat cu scândura în cap. Și i-am văzut așa, dar... Nu știu, nu mai mi-amintesc. Păi ce ghinion, mă. Hai, acum, hai. Odihnește-te, odihnește că ești terminat. Dacă ai nevoie de noi, să știi că suntem pe hol. Iertați-mă. Da, Irina, știu. Nu mai plânge că nu-ți face bine. Așa și? Înseamnă că e doar o cădere de memorie. N-are cum să fie ceva grav. Hai, mamă, nu mai plânge, te rog frumos. Ascultă, ai nevoie de bani? E bine, știu că te descurci. Bine, mamă, hai. Sună-mă oricând. Te sărută, mama. Buni! Da? Cheamă-mi de mâncare, că mor! Ai grijă cu mingea aia. Ai grijă să nu dărâm ceva pe aici, mama. Mâncăm imediat. În 10 minute mâncăm paste cu carne. 10 minute? Doar o bomboană măcar! Nu-ți dau nicio bomboană, că nu mâncăm dulce înainte de masă. Ba da, mama mă lasă. Atunci du-te la mama să-ți dea mama bomboană. Baba Cloanță. Baba Cloanță ești tu. Ha, ce-mi place melodia asta. Ce simt și eu acum. Păi, faci și tu puțină liniște că învăț. La ce aveți? La chimie, legături covalente, dar ce știi tu? Ce știu eu? Eu știu că ce-mi place mie și îmi place melodia asta. Haide, nu fi supărat. Hai, vezi, dați-ți cu mine? Cum scrie? Eu am o bănuială. Ia zi. Ce ai făcut, lui fiul meu? 3 ani de când e polițist, n-a avut nicio problemă. De când ai apărut tu și cu familia ta, îi se întâmplă numai belele. Tu vrei să ne certăm aici în spital, cum scrie? Da. N-ai un pic de rușine față de Horațiu? Față de fata asta care suferă că s-ar putea să rămână văduvă cu copil mic? Și din cauza cui se întâmplă toate astea? Păi din cauza mea. Da. Cine se întâlnește pe ascuns? Cu indivizi dubioși certați cu legea, prin săl de sport. Hm? Am dovezi. Te dau un gât, Sandore. Dacă se întâmplă ceva cu Horatiu, înfunzi pușcăria pentru crimă cu premeditare. Ce dovezi ai, mă? Uite, am aici toate dovezile. Tu ai nebunit, mă. Ai nebunit? Bună ziua. Cum se simte? Sunt mama lui. O să-și revină. Are nevoie de odihnă. Cel mai mult acum. M-am uitat pe remene, nu apar leziuni cerebrale. E adevărat că are o ușoară pierdere de memorie, dar o să-și revină. Ar fi bine dacă vreți să-i luați de la farmacia spitalului un complex de vitamina B. Sigur. N-aveți voie cu pungile astea aici? Vă rog eu mult, doamna doctor, vă rog mult, e cumnatul nostru.
Bine, vă las, dar 2 minute. Marine! Doar 2 minute. Sigur că da, doamnă. V-am adus și niște țigări pentru dumneavoastră, doamnă. Eu nu fumez. Poate vă apucați în seara asta? Nu cred. Absolut îngrozitor. Păi să mă spun locul Irinei. Nici nu vreau să mă gândesc. Să nu te recunoască soțul. Hai de capul meu. V-am adus apa. Mulțumim. Mama, eu mă duc sus să mă întind un pic, că nu mi-e bine. Vă uitați voi la copii, da? Da, mama, da. Dacă e ceva cu Irina, veniți sus și îmi spuneți imediat. Da, mama, zicem. Deci, după părerea mea, polițiștii sunt niște amărâți cu viața de câine. Asta sunt. Mereu stresați, mereu alertați. Vai de capul lor. Ce vorbești? Vorbești mai prostii. Polițiștii sunt super băieți. M-aș mărita oricând cu un polițist. Dar momentan sunt maritată cu un ocnaș pe care îl iubesc ca pe ochii din cap. Lasă, fată, că iese Mircea cât de curând. Știi cum e? Mai cu o grațiere, mai scrie o carte? Mai dai o șpagă acolo unde trebuie la băieții buni? Trec 5 ani, 9 luni. Hai, Doamne, ajută să fie cum zici. Mama, vino repede că Darius și-a spart capul. Ce-a făcut? Fă de mine, băiatul lui, mamă! Darius! Retardus, ce să-i faci? Privirea la mine. Așa, acum sus. Bravo. Cum te simți? Bine, așa, mă cam doare capul. Mâinile și picioarele le simți? Da, da. Bravo. Acum întinde mâinile în fața ta, așa, și cu arătătorul de la mâna dreaptă îți atingi vârful nasului de 3 ori. Unu, doi, bravo. Și faci același lucru și cu mâna stângă. Bravo. Cum ziceai că te cheamă? Mă cheamă... ăsta... Horatiu. Ah! Zărescu. Horatiu. Ok, Pepe, ok. Aflu eu imediat. Hai că se rezolvă. Băiți! Ce-ați făcut voi azi în centru vechi? Păi, ce să facem, dar ce ne-ai învățat? Am făcut puțină curățenie. Puțină curățenie? Idioții! Cum vă scap din mână, cum faceți prostii? Hai, spuneți cu cuvintele voastre. Spuneți varianta voastră. Ce ați făcut azi? Ce să facem, Nea Sandru, dacă au venit moldovenii peste noi să ne lucreze la lanț cu țigările? Să le dăm bună ziua, să le punem o țuică? Nu! Le-am tras! Ce caută dealerii lui Volga, bătălaua noastră? Dumnezeu, băi, dealerii lui Volga, zici? Ați încurcat borcanele, bă, băieți. Îmi vine să vă rup capul. Baba aia pe care ați lucrat-o în centru vechi e din gașca lui Pepe. Impotenți, mă, pune țigările. La mașină. Marși mie de la mașină și aduce țigările, că vine omul ăla și trebuie să-i dau în 5 minute. Mașină, nu mă întâmplă așa. Ăștia trei ne băga copilul în spital. Mm. Am dovezi bazate pe investigații operative. Uite, Verona, uite. Ce să văd, că Sandu face sport. Nu ți-ar strica și ție să faci măcar 2 flotări. Ți-ar prinde bine. Una pe un braț, alta pe un braț. Am ridicat 150 de kilograme ca să fac pozele tu? Astea. Da. Decât să urmărești că e vers pe pereți, mai bine te-ai ocupat de fita, că mi se pare că iar ascunde ceva. Unde e acum? La o colegă s-au dus să învețe împreună la frații și deri. Știi câți frați erau? 5. Da. 5. Nicodim, Damian, Simion, Cristea și...
Jder cel mic. Cultură de inginer. Da, mă, da. Da, jumătate oră în fața clubului. Hai, vin cu Mia, ceau. Mia, Mia, mai lasă chimia. 10 minute, te rog. Nici măcar un minut. Băi, nu mai face glume cu mine. Dar nu fac. Am pus cu burta pe carte. Ia uite-ci. Hai, nu te enerva. Pregătește-te. Vrea cineva plăcințele? Dă-mi eu una. Luați. Domnule doctor! Să rămână. Sunt Marin Ghica, tatălui Horatiu, băiatul lovit la cap. Vă ascult. Că Sandu Ciorbă e capul răutăților. Și ce să fac eu? Vă rog, eu luați această plăcintă. E făcută de nora mea, fiica lui Ciorbă. Dar nu vreau plăcintă. Vă rog, eu luați-o. Luați-o, dar să nu mâncați. Duceți-o la laborator, verificați dacă nu este infestată cu salmonela sau cu mercur. Familia Ciorbă vrea să ne extermine, sunt sigur, doamnă. Încă ceva. Spuneți-mi, vă rog, cum îl chema pe cel mai mic dintre frații Șteri? Nu știu, dar am o idee. Mergeți la farmacie și cereți calmocalmin. Da. O să vă ajute. Sunt compensate? Da. Mia, dar ce ești deja pârlită? Ce e ars bambu, nu știați? Ce s-a întâmplat cu Horatiu? I-au dat unii cu scândură în cap. Cât de prost poți să fii să-ți dea cineva cu scândură în cap? Băi, tâmpitule, tu te iei de frate meu? Ia, hai, dispare odată că m-am săturat de tine. Mia? Nu-ți permit să te iei de familia mea, dispare odată! Bine, mă, că ești tu deșteaptă. Ce-a pus, mă? Nimic, nimic, Nea Sandu, e doar sângeriat, în picare trei copci, dar e bine. A dat cu mingea și a căzut lustra în cap. Bă, fotbalist, te face bunicul! Chiricheș, bravo, Chiricheș! Darius, hai cu mine să-l vedem pe unchi. Yeah! Cet, cet. Prietene, dacă în 24 de ore n-aduci țigările, ai pus-o cu mine. Păi cum ce bă, tu-mi trimis plăcinte și merdenele? Hai, ia viteză! Plășind cu rom, am mâncat și eu azi. Darius! Mulțumesc!
știți numele corect. Iar venim în poliție. Păi ce facem? Am furat-o. O pușcăria ne mănâncă. Trebuie să fugim. Sau nu, trebuie să ne ascundem până ne vine o idee. Nu trebuie să fugim, mă, că eu am familie, am copii. Tu știi, copiii aia doi mici care zici că s-a Al-Qaida. Sunt ai mei, unde vrei să fug? Unde, mă, ce faceți aici când vă așteaptă Horatiu? Ne pregăteam, venim. Păi hai odată. Hai odată. Ei, și acum știu tot. Mi-am amintit foarte clar tot. Toată povestea. Am alergat doi tipi care furaseră geanta unei bătrâne. Cu țigări de contrabandă. Păi tu de unde... Tu de unde știi, Doru? Păi de... Păi de, eu știu tot ce mișcă în zona aia, că acolo mergem să luăm prăjituri pentru patiserie, nu? E plin de traficanți basarabeni. Da. Asta e. Ei, și îi alerg, da? Să-i arestez. Îi alerg, îi fug, eu fug, ei fug, ei fug, eu fug, ei fug. Mi-am dat seama, erau speriați. Sigur, erau speriați. Ei, și fug după ei, după un colț, într-un gang, pac, îmi dau cu o scândură în cap. Păi, dar îi văd, înțelegi? Îi văd... Îi văd ca prin vis. Voi doi. Voi doi. Exact. Voi doi. Voi doi trebuie să mă ajutați să-i prindeți, că știți zona pe acolo. Ajutați-mă să-i prind. Dar bineînțeles că te ajutăm, Horatiu. Doamne, mi-a stat inima în loc. Bineînțeles, bine că ți-ai revenit și că ții minte tot. De asta îmi place mie familia asta, că e unită și știe să se ajute unii pe alții. A! Dacă sunteți frate de v-așezați pe patul ăsta, 10, 100, 1000, cât? Puta-i noștri.